Salutare, sunt Eugen Cristescu și mă găsiți aici. Continuăm pamfletul Fuck It, marca intransigent, în care arătăm cum înțelege o avocată pe care o cunoașteți deja sub pseudonimele de Chicky Chan sau Joiana și câțiva dintre membrii Consiliului Baroului, în frunte cu decanul Emanuela Antonescu, se ascundă adevărul în spatele unor acte, băgându-l în rahat și pe Traian Briciu, președintele UNBR, care pentru astfel de fapte pe care le veți vedea în pamfletele următoare, nu merită nici cel mai mic respect. Cel puțin din partea mea, un oarecare. Adică la ducere erau pe post de James Bond, la întoarcere pe post de aprozar. Astăzi vom vorbi despre cum a încălcat doamna Joiana Ionescu codul deontologic al avocatului împreună cu cei cu care s-a aliat să mă dea în judecată și să-mi ceară 10.000 de euro pentru că am scris un adevăr pe surse despre domnia sa. Adică am scris despre agresiunea ei care s-a lăsat cu zgârieturi atunci când a strâns-o de mână pe colega sa Anca Midanu în încercarea de a-i smulge acesteia moțiunea împotriva Emanuelei Antonescu, căreia Joiana vrea să ia locul la viitoarele alegeri, când se va afla în luptă cu Dinu Gabriela, cu care se întrece în slugărnicie față de decanul baroului, după cum mi-au spus sursele. Acum sunt prietene, dar dacă nu va fi spartă gașca decanului înainte de alegeri, vor sări una la gâtul alteia pentru a înlocui pe mamița. Aia grasa, aia grasa de la cantine, tovarăși. Oricum, cu tot respectul pentru profesia de avocat, în acel pamflet scris, sau cum o numi ei textul respectiv, Joiana nu reprezintă nimic, deși își arogă atâta importanță. Ea nu face decât să execute ce a spus mamițica ei profesională, Emanuela, care e disperată să scoată articolul de pe site-ul Intransigent. Dacă veți avea curiozitatea să-l citiți, veți înțelege de ce. O să vedem noi cine o să plătească scump până la urmă. Vă spuneam în episodul trecut că Chicky Chan a reclamat faptul că nu aș fi respectat codul deontologic al jurnalistului, în condițiile în care ea cred că nu l-a citit vreodată pe cel al avocatului. Eu voi arăta în instanță că ce am susținut în cele 10 rânduri din text despre Joiana sunt adevăruri. Dar ce va spune ea colegilor avocați care sunt poate mai lezați în profesia lor de minciunile pe care le-a debitat în cele de chemare în judecată împotriva mea? Aici a fost o acțiune anume organizată ca să compromită direcția. Hai să trecem repede în revistă ce a susținut Joiana în cererea ei către baroul Prahova, unde s-a văitat că i-aș fi reparat onoarea. Reamintesc că în pamfletul scris am făcut vorbire doar despre faptul că a agresat o colegă, lăsând în urmă niște zgârieturi pe mâna acesteia, nu despre viața ei privată, pentru că nu mă interesează, deși sursele mi-au spus niște chestii chiar interesante. Dar cine știe, poate le voi zice vreodată. A intrat în casă. A intrat în violare de domiciliu. Așadar, după cum vedeți în imagine, uite să citeze integral referirea la ea, care începe cu sintagma pe surse. Deci pe surse. Inducând ideea că am scris din senin acea informație fără nicio probă, deși când scrii pe surse și ele sunt credibile, proba pică în derizoriu. Este simpatică punând între ghilimele reputația profesională, probabil referindu-se la ei ca la o glumă. Ah, da, da. Ajungem pe pagina a doua și vă las să lecturați ce am marcat cu verde. Voi face referire la aberația în care spune că adevărul este pervertit uneori într-o problemă de rating întreținută și amplificată prin canalele de comunicare în spațiul virtual. Spun încă o dată, cu tot respectul pentru profesia de avocat, Joiana nu reprezintă subiectul principal al pamfletului respectiv. Subiectul principal este modul în care avocații prezenți la adunarea generală din 7 aprilie au dat de pământ cu Emanuela Antonescu, aprobând o moțiune prin care, dacă ar fi avut aceasta un pic de bun simț, și-ar fi dat demisia și ar fi de organizat alegeri pentru funcția de decan pe care nu o merită, decât în ochii acoliților ei. Dar știți cum e, unde nu e nici Dumnezeu nu cere. Am impresia că se îngroșe gluma. Vorbește în ultimul paragraf de pe pagina 2 despre absența unei baze factuale suficiente pentru partea care se referă la ea din text, care să ateste că a încălcat legea sau obligațiile de etică profesională. Păi, tanti Joiana, poate o întreb pe Emanuela, mămițica ta profesională, de ce nu a constituit ea baza factuală chemându-vă pe tine și pe doamna Midan să ceară și punctul ei de vedere și pe al acelor membri din Consiliul Baroului onorabil care nu și-ar permite să mintă pentru că se respectă pe ei în primul rând, nu doar profesia. Și acum, pentru că o să fim cuminți, să trecem la fapte.
Trecem pe a treia și ultima pagină, unde își dă cu adevărat împetic. Păcat că nu-mi permite timpul ca să iau fiecare punct în parte, dar voi spune din nou că nu sunt afirmații neadevărate în relatarea mea despre miezul din Fanta care se crede a fi Joiana și ca jurnalist o spun pentru a nu știu câtă oară, îmi sunt suficiente probe credibile, minim două. Și au fost chiar mai multe. Dar e un amănunt nesemnificativ pentru Cichician, pentru care adevărul e o noțiune relativă. Chiar și în fața lui Dumnezeu, probabil. Erotomană și mitomană, odată pe săptămână se trebuie plestite preventiv. În penultimul paragraf vine măsura ipocriziei, invocând un articol din legea avocatului care stabilește obligația comisiei permanente a UNBR să apere reputația profesională a avocatului la cererea acestuia pe baza cercetărilor și a propunerilor baroului din care face parte. Repet, pe baza cercetărilor. Măi ipocriților, tata, care vă dați mari corecții. Ce cercetări ați făcut înainte să o mângâiați pe cap pe Joiana? Ia zi Traian Briciu. Ia zi Emanuela Antonescu. Aud! Aud! Vă las să reflectați la ce ați văzut pe ecran și la ce am spus. Până data viitoare, când vom vorbi despre solicitarea baroului Prahova către Comisia Permanentă a UNBR și ce decizie a emis aceasta în apărarea Joianei, ca să vedeți până la ce nivel ajunge ipocrizia. Încheie aici. Vă spun ca de obicei, că speranța moare ultima, dar ucide încet, încet. Dacă m-am făcut înțeles, v-a plăcut și nu e un efort prea mare, dați un like, distribuiți masiv și abonați-vă pentru a fi la curent cu viitoarele pamflete și podcasturi marca Intransigent. Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag!